Bună seara, este informația momentului. Președintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu a fost achitat în dosarul în care era acuzat de mărturie mincinoasă. Berta Popescu are toate informațiile. Berta, bună seara! Da, bună seara, Lili, bun găsit tuturor. Judecătorii de la Înalta Curte au decis, e adevărat, în prima instanță, achitarea lui Călin Popescu Tăriceanu. Practic s-a și renunțat la una dintre acuzații, și anume favorizarea făptuitorului. Călin Popescu Tăriceanu a fost achitat în acest dosar pentru mărturie mincinoasă. Acest dosar a fost făcut după ce Călin Popescu Tăriceanu a fost audiat în acest dosar privind retrocedarea fermei Păneasa, dar și a o parte din pădurea Snagov. Îl acuzau procurorii DNA de faptul că ar fi mințit în acel dosar și că ar fi știut de fapt despre această retrocedare ilegală. Iată că judecătorii, cel puțin până acum, în fond, spun că președintele Senatului a avut dreptate și nu a mințit în acel dosar. E adevărat că decizia poate să fie atacată în decurs de 10 zile, urmând ca ulterior să vedem ce vor spune până la urmă și judecătorii de la completul decizii. Mulțumesc foarte mult, Berta. Prin urmare, doamnelor și domnilor, Călin Popescu Tăriceanu, președintele Senatului, a achitat un nou kix major al Direcției Naționale Anticorupție. Comentăm împreună cu invitații din această seară domnul ministru Liviu Pop, senator PSD, domnul Dan Vâlceanu, deputat PNL, domnul Radu Cristescu, vicepreședinte PMP, și maestru Sergiu Andon. Mulțumesc foarte mult că sunteți aici. V-aș întreba, maestre, cum să ajungi de la renunți întâi la o acuzație, cea de defavorizarea făptuitorului, îl acuz de mărturie mincinoasă, iar acum este achitat. Pur și simplu achitat, sigur, în prima instanță. Vreau să spun mai întâi că achitarea era previzibilă nu numai de acum, de când există un curs mai vertical puțin al justiției și o cascadă de eșecuri ale DNA-ului, dar îmi amintesc că încă de la vremea primei inculpări pentru mărturie mincinoasă, cred că la Brașov s-a făcut, dacă îmi amintesc bine, la parchet, mai mulți comentatori cât de cât de specialitate, și eram între ei, am spus că e o aiureală, pentru că așa zisa mărturie mincinoasă era de fapt un fapt negativ. Ori nu prea poți să pui să inculpă cineva pentru fapte negative. Era că nu-și amintea sau n-a știut. N-a spus ceva care să poată să fie acuzat, combătut, că realitatea e alta. Era ceva foarte vag. Acum strig la întrebare. Asta este o practică primitivă, bineînțeles, foarte veche a organelor de urmărire penală abuzive, care atunci când nu le iese o inculpare, în cazul de față favorizarea infractorului sau ce era acolo, trag spre altceva. De aici și toată cascada de achitări pentru abuz în serviciu. Pentru că acolo nu le ieșea mita sau traficul de influență sau nu știu ce, și profitau de textul foarte lax de la abuz în serviciu și băgau totul acolo. Cam așa a fost și aici. Și din capul locului, pentru cine știe ce se întâmplă în instanțe, este evident că asemenea schimbare de macaz forțată de încadrare, de cele mai multe ori denotă împătimirea organului de urmărire penală, dorința lui neapărat de a acuza, fără să aibă suficiente elemente. Domnule Vâlceanu, domnul Tăriceanu a figurat multă, dar multă vreme, pe lista cu penalii întocmită de către șeful statului. Domnul Tăriceanu era un penal. Asta aflam sistematic de la domnul Iohannis. Ce facem, domnule, acum? Că, ce să vezi, nu e penal. Doamnă, domnul Tăriceanu a fost pus sub acuzare, s-a judecat, a fost achitat. Asta este cursul justiției. Tărnosirea imaginii publice a unui demnitar, al doilea om în stat, președinte de partid, trecem, o ștergem cu buretele, gata? Nu cred că l-a pus sub acuzare președintele României. Nu, domnul Iohannis l-a făcut penal, adică... stare de fapt, da? Nu cred că are președintele României vreo, vreo implicare în această speță. Bun. N-are nicio implicare, domnule Pop, domnul Iohannis, absolut niciuna. N-am dovezi din punctul acesta de vedere și până la urmă... Vicepremierul Viorel Ștefan, declarații la guvern, să-l ascultăm. Politice pe care le vedem în fiecare zi la televizor. În seara asta vreau să vă spun că guvernul își vede de treabă și continuă să lucreze în spiritul implementării angajamentelor din programul de guvernare. Așa cum am anunțat în ianuarie 2018, în acest an accentul major al guvernării va fi
pe domeniul investițiilor. Venim cu un model nou de dezvoltare economică, adaptat contextului economic. Ne propunem să susținem investițiile prin angrenarea de resurse și stimularea mediului de afaceri, fără a pune presiune asupra bugetului de stat. De aceea am adoptat recent ordonanța de urgență a Guvernului, care modifică legea parteneriatului public-privat, și iată că astăzi suntem în măsură să anunțăm prima listă proiectele strategice care vor fi demarate în scurt timp pe noua legislație a parteneriatului public-privat. Guvernul are această ambiție de a recupera întârzierile de decenii privind investițiile în infrastructură și a pregătit un plan operativ care să comprime toate termenele de execuție. Luptăm nu numai cu birocrația și cu legislația stufoasă, dar și cu timpul. Este esențial pentru întreaga economie și pentru întreaga societate ca lucrările să înceapă imediat, iar prin imediat înțelegem un interval de timp dacă s-ar putea de 10 ori mai scurt decât s-a întâmplat până acum. Vorbim despre realizarea unor lucrări de infrastructură la standarde europene și asigurarea unor servicii publice la standarde moderne realizate cu investiții private, cu investitori privați. Aceste proiecte vor avea un impact extrem de important social, dar mai ales economic, atât prin atragerea de noi investiții și dezvoltarea celor existente, cât și prin efectul de angrenare și de multiplicare a activităților economice pe orizontală. Aș vrea să privim împreună o hartă. Autostrăzile pe care le vedeți figurate pe hartă reprezintă toate segmente noi care se adaugă rețelei existente și se adaugă de asemenea la alte proiecte care urmează să fie implementate. Deci ce vedem pe hartă se referă doar la autostrăzile pe care guvernul dorește să le implementeze în sistem de parteneriat public-privat. Dacă observați, ne-am concentrat în special pe zonele care suferă de lipsa de autostrăzi, iar din acest motiv atragerea investițiilor și dezvoltarea economică sunt mult, mult mai dificile. În special sudul țării, observați, unde lipsa autostrăzilor împiedică industria auto să investească mai mult. Unul dintre proiectele de autostrăzi vizează autostrada Târgu Neamț-Iași-Ungheni, în lungime de 100 de kilometri și va include și un pod peste Prut, astfel încât autostrada să se descarce în rețeaua rutieră a Republicii Moldova. Despre Moldova, atât de neglijată de infrastructura rutieră în deceniile trecute, am ajuns la concluzia că trebuie reintrodusă în circuitul de investiții. Practic, acest proiect va lega Moldova la rețeaua de transport a Europei, iar acest lucru va reprezenta un argument foarte important pentru atragerea investițiilor private în această zonă a țării. Implicit, această autostradă va contribui la reducerea decalajelor de dezvoltare care există, mai ales în partea de nord a Moldovei, față de restul țării. Un alt segment reprezintă autostrada Ploiești-Brașov. Pe slide vedeți Râșnov, deoarece segmentul de la Brașov, un segment scurt de la Brașov la Râșnov este în curs de implementare și atunci ce proiectăm noi aici vine să completeze și să asigure legătura între Ploiești, de fapt între București, Ploiești și Brașov. Această autostradă va fi poate cel mai râvnit proiect care va fi lansat în parteneriat public-privat. Nu avem nicio îndoială că potențialii parteneri privați vor fi foarte interesați să investească alături de stat în această autostradă, care va fi probabil una dintre cele mai circulate din România, având în vedere potențialul turistic al zonei pe care o străbate și proximitatea față de capitală. De asemenea, va lega trei mari centre economice, respectiv București, Ploiești și Brașov, ceea ce va reprezenta și un interes deosebit pentru transportul de mărfuri. Este, în mod cert, o investiție sigură, cu un termen foarte rezonabil de recuperare a banilor investiți,
iar din aceste motive suntem convinși că va fi un interes ridicat pentru parteneri, potențiali parteneri privați. Cel de-al treilea segment de autostradă, denumit Autostrada Sudului, în lungime de 550 de kilometri, are de asemenea un potențial economic uriaș. Este un proiect important pentru foarte mulți investitori care deja au investiții mari în zonă și mă refer în primul rând la Craiova, dar și celelalte zone limitrofe. Să nu uităm că această autostradă va contribui la creșterea potențialului turistic în defileul Dunării, pe de o parte, pe de altă parte, va pune în valoare, va asigura accesul facil în stațiunile balneare din sud-vestul țării. În plus, va asigura legătura cu Serbia, Bulgaria, dar și cu Coridorul 4 pan-european la Lugoj. Este, deci, din nou, un proiect major care va fi de mare interes pentru potențiali investitori privați. Pe lângă aceste proiecte de infrastructură rutieră, vă voi prezenta alte două proiecte care au un alt specific. Vedeți pe slide proiectul pe care l-am denumit operarea rețelei de spitale CFR în parteneriat public-privat. Deci sunt 15 spitale în rețeaua gestionată de Ministerul Transporturilor, care astăzi nu arată în cea mai bună stare și a căror potențial poate fi valorificat prin această metodă. Elementul de noutate de aici constă în abordarea parteneriatului public-privat din noua legislație care tocmai a fost adoptată, în sensul că legea prevede că parteneriatul public-privat nu se aplică doar în domeniul investiții în construcții și infrastructură, ci și în domeniul operării serviciilor publice. Este ceva asemănător cu încredințarea managementului unor unități de stat, dar e mai mult decât atât, pentru că partenerul privat, în afară de asigurarea managementului a operării serviciului public, va participa cu fonduri proprii pentru dezvoltarea, modernizarea sau eficientizarea unităților pe care le va administra. Primul proiect de acest gen este operarea acestei rețele de spitale a căilor ferate române, pe care le vedeți reprezentate pe această hartă. Deci, repet, 15 spitale, starea lor nu este în condiții foarte bune, deși acolo există o resursă foarte importantă, avem medici și asistente cu pregătire foarte bună. Un avantaj important pe care îl aduce parteneriatul public-privat în acest caz este că vom eficientiza managementul acestor unități medicale. Nu vom mai vorbi de 15 manageri cu abordări diferite, de 15 contabili cu evidențe contabile diferite sau de 15 modele de management. Va fi un singur centru decizional la investitorul privat. Acesta va fi condiționat prin contractul de parteneriat public-privat să ridice nivelul de dotări și să modernizeze cele 15 spitale după anumiți parametri care vor fi stabiliți în cursul negocierilor. Nu vor fi însă spitale private. Veniturile vor veni ca și în prezent, în principal de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, iar ele vor fi încasate pe o perioadă determinată de timp de către partenerul privat în schimbul serviciilor medicale furnizate. Ultimul, dar nu cel din urmă proiect, se referă la construcția complexului medical Carol Davila. Este vorba în principal de Spitalul Republican, care a fost prezentat și asumat în campania electorală, dar e mult mai mult decât atât. Va fi locat pe o suprafață de 300 de hectare în incinta căreia se va afla spitalul propriu-zis, cu o capacitate de 3.000 de paturi, 37 săli de operație, se vor mai construi o facultate de medicină și căminile studențești aferente,
locuințe și spații rezidențiale sau comerciale pentru personalul medical, parcări, hotel pentru însoțitorii pacienților și multe alte construcții adiacente bunei funcționări a unui astfel de campus universitar medical. Este o lucrare de mare ambiție, o investiție care va ridica standardele medicale la nivel european și care va integra activitatea medicală cu cea universitară și socială. Toate aceste 5 proiecte vor mobiliza resurse financiare pe care noi le estimăm undeva între 15 și 20 de miliarde de euro. Dar pe lângă sumele importante pe care le putem atrage sub formă de investiții în economie, un alt avantaj major, poate la fel de important ca miliardele de euro, va fi scurtarea semnificativă a termenelor de implementare a proiectelor. Va exista un singur studiu de fundamentare realizat de Consiliul de Programare Economică, iar apoi licitația pentru realizarea parteneriatului, după care proiectul se va derula mult mai rapid decât în cazul derulării proiectelor pe procedurile obișnuite, atât de cunoscute și atât de greoaie. În evaluarea noastră, toate proiectele despre care am vorbit vor putea începe efectiv în anul viitor. Finalizarea va fi de cel mult 5 ani în cazul autostrăzilor, de circa 3 ani în cazul Spitalului Republican și de cel mult 7 ani până la finalizarea integrală a complexului medical cu toate facilitățile despre care am făcut vorbire. Vă mulțumesc și vă doresc o seară plăcută! Vicepremierul Viorel Ștefan prezentând planul de investiții al Guvernului, doamnelor și domnilor. Este vorba despre construcția a 3 noi autostrăzi, astea sunt promisiunile, precum și mai multe spitale. Promisiuni venite după ce, cu doar o oră înainte, președintele Klaus Iohannis a ieșit într-o declarație la Palatul Cotroceni cu un nou atac la guvern. Prima chestiune pe fonduri europene, iar a doua despre existența unor bani pentru pensii și salarii, banilor pentru pensii și salarii. Să vedem ce a spus Klaus Iohannis. Se discută de câteva zile bune despre pilonul 2 de pensii. Din păcate, până și cei de la PSD se contrazic între ei. Ba se desfințează, ba nu se desfințează pilonul 2 de pensii, ba se suspendă, ba nu se suspendă, ba există un proiect asumat, ba este un proiect care nu a fost asumat. O harababură totală. Și totuși, lumea își pune întrebarea, de ce s-a creat această incertitudine din partea PSD-ului? Oare ce țintesc ei? Nu s-au înțeles între ei? Greu de crezut. Unii își pun chiar întrebarea dacă acești bani care, de exemplu, dacă se suspendă pilonul 2, acești bani care nu vor intra la pilonul 2, vor fi folosiți poate în altă parte. Nu știu, dar ei trebuie să ne dea un răspuns. Și în acest sens, cred că guvernul și PSD-ul trebuie să răspundă public, clar, documentat, la două întrebări. Una, ce aveți de gând cu pilonul 2 de pensii? Clar, răspicat, cu argumente. Iar întrebarea a doua, pentru guvern, este următoarea. Mai aveți bani pentru pensii și salarii până la sfârșitul anului? Două întrebări puse de către Klaus Iohannis. Domnule Cristescu,
Ați văzut asta, a spus Klaus Iohannis, în subtext era, domne, nu mai aveți bani de pensii și salarii. Klaus Iohannis a vorbit corect de data asta, dar a pus și o întrebare. De ce s-a ajuns aici? Aici s-a ajuns pentru că a investit guvernul al treilea al PSD-ului fără să crâcnească. Pur și simplu au venit cu doamna Dăncilă, știa foarte bine cine e doamna Dăncilă, știa exact că este un premier fără viziune, fără inclusiv cabinetul doamnei Dăncilă, care este praf. De data asta, Klaus Iohannis are dreptate, dar vina și aparține. L-am văzut pe domnul Ștefan mai... Viorel Ștefan, mi se pare că domnul Viorel Ștefan a fost tocmai domnul care zicea domnul Darius Vulcov că e incompetent de domnul Ștefan. Iar melodiile astea care le-a spus domnul Ștefan le-am tot auzit de-a lungul timpului. Ați văzut că ele trebuie să înceapă de îndată, adică din 2019, aceste lucrări și vor dura 5 ani. Și sunt convins că o să-l vedeți pe domnul Dragnea la anul din nou la tablă aici cu markerul explicându-vă de fapt ce a spus domnul Ștefan. Că se vor face aceste lucrări. Adică nu credeți că... Dar n-am zis că se vor face, zic că se vor implementa. El tot de implementare a vorbit tot timpul. Pe de altă parte, ca să revin și la domnul Tăricianu, am văzut mai înainte, va fi un sfârșit de lună foarte interesant, incandescent. Gândiți-vă că domnul Tăricianu a fost achitat. Urmează... Ponta a fost achitat. Ponta a fost achitat, dar urmează domnul Dragnea. Urmează domnul Dragnea nu să fie achitat, să vedem ce se întâmplă. Putea să fie achitat. Și mai este hotărârea curții, decizia Curții Constituționale referitoare la Chiuveși. Deci este un puzzle politic foarte interesant. Nu uitați, domnul Tăricianu a fost achitat, să vedem ce se întâmplă la domnul Dragnea. Domnul Ponta a fost achitat, partidul se întărește. Dar luptele politice trebuie rezolvate între politicieni și nu cu un braț armat. Din păcate, ajungem la concluzia că DNA-ul, în afară de această înfrângere usturătoare, a fost implicată în jocuri politice. Bun, vreau să revin un pic la discuția, despre la discuția despre pensii. Domnule ministru Pop, ați văzut pe domnul Iohannis, spune că nici vorbă, că ați creat o harababură, că nici vorbă să nu vă înțelegeți între dumneavoastră și sugerează, pentru că asta era întrebarea, asta era subtextul, sugerează că nu mai sunt bani de pensii și salarii. Deci, domnul Iohannis e profesor de fizică la bază. Cred că știe și tabla împărțirii, numai adunării, că am învățat să adune mai multe case. Dacă ia execuția bugetară și pe pensii și pe salarii, salariile bugetarilor, va vedea că la o împărțire simplă, bugetul alocat, votat de către Parlament și pe fondul de salarii și pe bugetul de pensii, împărțit la o lună, îi dă suma mulțită cu 12, de exact suma care permite astăzi să spunem public nu există nicio problemă legată de salariile bugetarilor și de pensii, inclusiv pensiile majorate de la 1 iulie, așa cum am declarat în campanie electorală prin programul de guvernare și cum am votat de altfel bugetul de stat pentru anul 2018. În partea cealaltă discutăm de pilonul 2 de pensii, unde trebuie să înțeleagă toată lumea ce se întâmplă acolo. Nu discutăm de pensiile facultative, pilonul 3, că i-am văzut pe unii avocați deștepți de pe la PNL, dându-ți cu presupus un spațiu public că diferența e majoră între pilonul 2 și pilonul 3. Legislația nu doare, poți să o citească că e publică. La nivelul pilonului 2 nu există nicio intenție a guvernului, a spus-o și domnul Viorel Ștefan, vis-a-vis de desfințarea sau amânarea pilonului 2 de pensie. Dar fiecare cetățean trebuie să înțeleagă un lucru. Acești bani sunt administrați de către companii private. Se naște simplu întrebarea, dacă un cetățean nu mai dorește să aibă acest pilon, să-l poată transfera la pilonul 1, dacă nu dorește. Și cum se face că și eu sunt beneficiarul pilonului 2, cum de altfel am fost obligați toți la o anumită vârstă când s-a implementat legea, de la o anumită vârstă să intrăm pe pilonul 2. Cum se face că gradul de randament al pilonului 2 este de 3,5%, 3,8%, în schimb comisionul pe care îl încasează compania care se ocupă de acest lucru este de 15%. Da, dacă mă uit la gradul de randament al pilonului 1, parcă mi se pare extrem de atrăgător randamentul pilonului 2. Aveți deficit uriaș, avem deficit uriaș. Nu mai avem și vă spun de ce nu mai avem. Modificarea contribuției de la angajator la angajat a făcut ca acest deficit să scadă cu vreo 6 miliarde anul acesta. Dacă vă aduceți aminte, în 2017, 2 milioane de angajați nu aveau plătite contribuțiile la pensii de către angajatori. Unele companii de stat, să o spunem, altele companii private. Nu exista caz penal pentru cei care nu plăteau. Totuși, din bugetul de stat, ca să nu fie afectat punctul de pensie pentru acești lucrători, s-au alocat sume din bugetul de stat în bugetul asigurărilor sociale. Acest lucru nu se mai întâmplă anul acesta pentru că am decis ducerea acestei contribuții de la angajator la
angajat. Și ultimul lucru, poate ne explică și domnul președinte Iohannis, dacă tot pune întrebări, că i-am dat răspuns la cele două întrebări, la care știa. Dacă ne comentează și nouă plângerea penală a PNL-ului, dacă o știa sau nu știa de ea. Nu o comentează. Nu, dacă știa sau nu știa de ea. Nu că nu o comentează. Nu comentează poate nimic să ne spună, legat de plângerea. Știam sau nu știam. Bun. Dar țineți minte, doamna Ruse, că asta cu pilonul 2 nu e o noutate. Micul Mișa de mult spunea de după coroanele guvernului. Practic. Bineînțeles, adică, cum să spun, asta e cu ca și furtul, e cu premeditare. Iar, deci ei s-au gândit la chestiile astea. Este vechi. Numai că ne vând nouă gogoși. Este din exact. Momentul în care au amendat TNN, dacă nu, vă să nu se poate... Oricum, prin ceea ce spus, vreau să nu aveți cu nimic dreptate, nici cu pilonul 1. Dar de ce nu am dreptate? Aveți dreptate. Explica doamna Ruse, dar să vă explic și eu. Haideți să vă pun o întrebare, că văd că la ale domnului Iohannis vreți să răspundeți. Poate răspundeți la asta. De ce vă deranjează să luați o sumă în plus când ajungeți la pensie din pilonul 1? Dar n-a spus, și, da, dumneavoastră puneți o întrebare falsă. N-a spus nimeni că desfințează. Domnule Pop, atenție! Dar eu v-am spus că nu, de unde ați dedus dumneavoastră că păi, e desfințarea de pensie? Nu se desfințează nimic. Pensia din pilonul 1 se dă pe punctaj. N-are legătură cu cât contribui da. La pilonul 1. Cealaltă se dă pe randament. Și în cel mai fericit caz... Pensia din pilonul 2 se dă pe cât ce contribui tu. Da. Și, atunci și dacă ai randamentul. Păi de asta spuneți, dacă ai randamentul, dacă nu ții banii înapoi. Pe care o duc de la pilonul 1, din contribuție, în pilonul 2, da? Eu pensia din pilonul 1 voi lua aceea sumă. De ce să nu pot lua o sumă mai mare din pilonul 2? Da. E decizia fiecărui cetățean dacă vrea să facă lucrul acesta. De ce mă obligați pe mine să fac lucrul acesta? Nu vreți o sumă în plus. Păi nu. Domnule, va obliga domnul Tăricianu. Domnul Tăricianu a dat legea. Și este lege. Dar vom dezbate legea în Parlament și legea pensiilor care se intersectează și cu legea pensiilor. Sunt totuși întrebări de bun simț spuse de Claus Iohannis. Poate ar trebui să luăm bani mai mulți. Că întrebarea e simplă. Cum randamentul e de 3%, 4%, iar administratorii privați ai fondului de pensii câștigă 15%? Nu câștigă asta domnul. Păi da, nu, asta e datele oficiale. Mai sunt două întrebări de bun simț, mulțumesc. Două întrebări de bun simț până la urmă puse de Claus Iohannis. Domnilor, mulțumesc foarte mult. Până la urmă toată lumea vrea să știe că eu n-am înțeles ce se întâmplă cu pilonul 2. Dumneavoastră ați înțeles ce se întâmplă cu pilonul 2? Dar a zis că sunt două întrebări. Aș începe cu cea prima. Cea de-a doua era, dacă sunt cu adevărat, era... bani de pensii și salarii. Da. Aici eu i-aș completa, ascultând explicațiile partidului de guvernament, i-aș completa întrebarea cu încă una. Cei care demonstrează toată ziua împotriva acestor măriri de salarii care se realizează pe program, sunt toți profesori de fizică? De nu înțeleg, nu-s de matematică să știe ce scrie pe fluturaș? Că domnul Pop ne spune că toată lumea merge bine cu salariile în sus. O fi, nu știu, din afară. Dar mă uit că sunt niște nebuni în stradă, ba unii, ba alții. Probabil că, asemenea, domnul Iohannis, pe logica ce s-a spus, sunt profesori de fizică și ăștia nu știu ce încasează. Altfel nu-mi explic. Acum, revenind la pilon, sunt mai derutat decât alaltăieri. Pentru că până alaltăieri știam ceva. Că-i harababură în privința asta. Ba o scot, ba nu scot, că e o tâmpenie să-l scoată, că este ceva care e de scandal, de cedo, nu așa? Adică să încep să naționalizezi ceva, că ai un capital privat acolo și al oamenilor și al celor care îl administrează și te apuci tu să dispui într-un fel sau altul, poate și pozitiv de banii ăia. E inadmisibil. Dar măcar aveam imaginea că e o bâșbâială și se caută așa, în labirint. Totuși, ieri, cred, doamna prim-ministru a zis clar, s-a spălat pe mâini de asta, pe eu nu înțeles, s-a schimbat ceva de ieri până azi. Adică a zis clar că nu se umblă la pilon. Poate n-am înțeles eu bine. Asta zice și Iohannis. De ce sunt declarațiile astea contradictorii? Haide să ne... Pentru că nu-s bani. Asta e. Într-adevăr, scârțe, uitați-vă la inflație. Dar nu-i mai bine să iasă cineva de la PSD să spună, stimați cetățeni, care vă uitați la noi în momentul ăsta, domne, desființăm pilonul 2, decât să aflăm fiecare... Nu se poate, doamna. Nu se poate, atunci facem altfel. Înseamnă nu se poate desfința pilonul 2, stimații cetățeni, dar facem asta, asta și asta. Pe cuvântul, e chiar atât de greu? Păi e greu, că promisiunile se pare frumoase, dar au avut încărcătură electorală și nu încărcătură financiară. Și când promiți mult, sperând că las că facem, și nu e singura politică în care promiți în gol. Sunt creditele de angajament, dar vorbim altă dată. Se plusează de campanii întregi electorale în coaș, de cicluri electorale, pe promisiuni. De data asta e partidul care a făcut promisiunile, e mai ambiționat să le scoată din hârtie măcar,
E nu iese, iese în inflație, în indicele robor, în astea. Mai speră ei că o să iasă guvernatorul la pensie și atunci probabil că pun în funcție tiparnița de bani și cu asta ne-am fericit. Altă cale nu e. De unde? Din aparat supraumflat, din implementările domnului Ștefan. El, domnul Cristescu era generos, zicea că a zis că face. Am fost cu urechea ciulită tot timpul. A zis, nu mai implementăm și restul ne-a descoperat apa caldă. Ne povestea proiecte pe care strada... Avem chiar acum o informație de breaking news, domnilor și domnilor. Informațiile serii vin de la Andreea Crețulescu. Andreea, bună seara! Bună seara, Lili, bună seara, doamnelor și domnilor. Imediat venim cu exclusivitatea momentului din punctul meu de vedere. O să vedeți cu ochii dumneavoastră ce a confirmat un martor apropo de procurorii DNA-ului. N-am văzut niciodată în experiența mea de jurnalist. Practic, denunțuri luate cu pistolul pe masă și cu pistolul la tâmplă. E incredibil că s-a întâmplat asta. Veți vedea de asemenea și alte mărturii halucinante apropo de demisia de astăzi a unui șef a unei unități de elită din DNA și ca să acopere puțin scandalul acesta, președintele, ați văzut, a pus o întrebare retorică, ai făcut și tu referire la ea, dacă sunt bani de pensii și salarii. Ei bine, o să vedeți răspunsul ministrului Muncii, că acolo e direcționată visteria aceasta. La fel de important, o să punctăm în această seară o declarație pe care președintele Iohannis cred că o vrea ștearsă, apropo de tot contextul actual. Și de asemenea avem un anunț important, zic eu, al ministrului de finanțe, dar nu despre pilonul 2, ci despre pilonul 1 de la pensii. O să vedeți despre ce se va. Mulțumesc, Andreea, te urmărim de la ora 20. Și revenim la discuție, domnilor și domnilor, astăzi... Șeful celebrei unități de elită a DNA, este vorba despre DNA Ploiești, a demisionat în sfârșit după ce presa a dezvăluit numeroasele abuzuri făcute în dosarele instrumentate de către DNA Ploiești. Domnul Onea a plecat, Lucian Onea a plecat pentru că a fost pusă are calitatea de suspect într-un dosar al pachetului general. Haideți să vedeți, mare atenție, ce spune Victor Ponta despre modul în care lucra DNA Ploiești. Aduceți-vă aminte că această unitate teritorială a DNA a avut pe mână dosarele lui Sebastian Ghiță, dar și dosarul lui Victor Ponta. Domnul Ponta, tocmai ce a fost achitat, să vedem declarația. Domn, și nu doar ei, ci și alți procurori, în mod clar au comis fapte penale, falsificări de probe, abuzuri, cercetare abuzivă. Și aici erau două variante, ori sistemul de procuraturii, Ministerul Public își face curățenie, adică știți cum în orice breazlă se întâmplă, jurnaliști corupți, medici corupți, politici, dacă nu își face curățenie, atunci va veni cineva din afară să facă lucrul ăsta. Nu știu dacă s-au deșteptat acum, mie mi se pare că nu. Vreau să vă spun că din câte știu, domnul Onea și astă seara și-a cercetat penal, este în colegiul de conducere al DNA, alături de doamna Chioveși. La fel și procurorul care l-a anchetat și pe Sorin Grindeanu și pe mine, domnul Încheșele, tot în colegiul de conducere. Deci sunt atât de buni încât ei sunt elita DNA-ului, sunt în conducerea DNA. Dar faptul că parchetul general începe în sfârșit să elucideze aceste cazuri și să-i sancționeze pe cei vinovați, nu pot decât să salut acest lucru și să dea așa un pic de încredere că poate... se aplică legea. În general, cred că asta cere toată lumea. Dom'le, politicieni care încalcă legea, foarte bine. Nimeni nu vrea să scape politicienii care încalcă legea. Foarte bine, să plătească. Procurori care încalcă legea, la fel, trebuie să plătească. De fapt, oamenii nu spun să-i protejăm pe unii, să-i sancționăm. Spun, hai să-i sancționăm pe toți cei care greșesc și să nu abuzăm pe niciunii, nici vreun procuror, să nu fie abuzat nici vreun politician. Aici lucrurile s-au debalansat în ultimii ani. Eu am văzut, am avut ocazia, din păcate, pentru viața mea, să-l văd și pe domnul Portocală și pe domnul Încheșelu. Primul lucru care m-a frapat la ei a fost evidenta incompetență profesională. Nu știau articole din codul penal. Când ajungi procuror, să știți, chiar trebuie să visezi codul penal și dacă asta e meseria ta. Nu vă mai spun cum un procuror care anchetează cazuri de evaziune fiscală nu știe ce înseamnă taxe pe valoare adăugată. Adică, primul rând, o incredibilă incompetență. În al doilea rând, un mod de comportament care pentru mine era similar cu al infractorilor.
V-am povestit, cred, dacă nu și nu vreau să repet, prima mea întâlnire cu domnul Portocal a fost când mi-a zis că l-am întrebat, domnule, dumneavoastră vorbiți serios, chiar credeți că m-au votat pe mine oamenii din Târgu Jiu în decembrie, pentru că în februarie m-am văzut cu Tony Blair la București și mi-a zis, lasă, domnule, bizonul știe cum votează, știm toți cum votează bizonul. Eu am crezut că mă provoacă, recunosc sincer, am zis, eram cu avocatul lângă mine, nu... Am crezut că mă provoacă să zic și eu ceva de rău, de oameni sau... După care, când am ieșit, l-am întrebat pe avocat, omul ăsta e nebun sau care, cum să te exprimi în felul ăsta? Cam așa lucrau profesioniștii de la DNA Ploiești. Domnul Cristescu, domnul ne-a plecat, domnule, în sfârșit. În sfârșit. Eu nu credeam că o să se mai producă, credeam că o să rămână acolo pe vecie. Dar uite că astăzi a apărut demisia asta. Mă mir că a plecat, că era un procuror bun, spune doamna Chioveși, și chiar unul dintre cei mai buni. Problema nu este că a plecat, doamna. Fiecare trebuie să plătească. Unul trebuie să fie arestat. Dar atenție, nu DNA-ul aresta, parchetul general aresta. Iar în această crădășie, Lazar, Chioveși, nu vedeți că nu există absolut nimic. Abia acum s-au pus în mișcare. Nu poți să distrugi destinele unor oameni și nu poți să te bagi în politică cu un braț armat, cu un DNA care, din păcate, toți am crezut în el, toți am crezut că va face lumină și vedem achitări pe bandă rulantă. Onea Portocală, un cheșelul despre care susțin în continuare că nu are facultatea de drept terminată. Celălalt de pe la Oradea. N-ar fi, domnule, ilegal să fie procuror? Dar are o diplomă de drept falsă depusă la dosar. Lucrul e o acuzație gravă, domnul Cristescu. Doamne, dar eu spun chestia asta de un an. De ce n-ai ieșit? Uite, eu nu mai vin deloc la televizor, mă las și de politică, să iasă domnul Cristescu și mi-a dat diploma. Ca să mai vorbim că Portocală avea facultatea de desen. Institutul de artă, facultatea de desen. Dumnezeu, chiar are dreptate Ponta, nu poți. Chiar nu poți face chestia asta. Foarte mulți dubioși acolo. Iar Blaga a avut dosar la Ploiești. Și Blaga e pa, da? Adică, pa, achitat, rețineți. Nu se poate chiar să-ți bagi joc. Cum a zis Ponta, domnule, ai greșit, ești un politic. La pușcărie dacă ai furat prietene. Dar acum și dacă a furat omul la politic și apare câte un procuror de ăsta, nu mai crezi că a furat omul politic. Așa. Adică au aruncat în derizoriu totul, din păcate. Onea, momentul ăsta, de atunci, de noaptea aia, trebuia sigilat, arestat biroul, arestatorul. Nu te-a arestat, dar măcar o anchetă serioasă, că nu trebuie să te gândești neapărat la arestare. Păi de ce? Păi da, de ce să-l arestezi? Dacă da, dacă ai informații că se pregătește să umble la documente, da, l-arestezi, dar nu așa cu cătușele pe toată lumea. Dar, domnul Vulceanu, iarăși explicați-ne și noi. Adică numai ei aveau cătușe la ei, toți, alții nu. Exact. Toți... În frunte cu președintele Iohannis și dumneavoastră, liderii PNL, doamne, n-a existat scandalul ăsta pentru dumneavoastră. N-a existat. Câtă vreme a fost la etapa dezvăluirilor, a spus nu. Niște penale au interesul să distrugă justiția, DNA-ul. Doamne, uite că încep să se confirme lucruri pe care le-a dezvăluit presa. Doamnă, eu vreau să vă spun că niciun membru PNL nu agrează abuzurile. Nu ni le... Nu ne dorim să vedem așa ceva. Adică nimeni, cred că nu la alții în România. Cine își dorește să se întâmple așa ceva? Dar pe de altă parte, așa cum trebuie să acordăm prezumția de nevinovăție tuturor, eu nu pot să spun că s-a făcut un abuz, pentru că un judecător nu spune că s-a făcut un abuz. Și atunci eu spun așa, domne, unde s-au făcut abuzuri? Ăia care au făcut abuzuri, să plătească pentru abuzurile pe care le-au făcut. Și pentru asta mai e necesar un lucru. Cel care este abuzat să se sizeze că este abuzat, pentru că altfel nu se știe de... Unde? Păi da, domne, a povestit Ponta. A povestit Sebastian Ghiță, a povestit toți. Toți au povestit când au ajuns, a povestit Vlad Cosma. Eu nu vreau Andreea Cosma. Nu trebuie să povestim, dar erau niște penal, domne. Trebuie să mergem la CSMS de până o sesizare, pentru că acolo s-au depus sesizări. Toți au depus. Eu vă spun așa, domne, când simți că ești abuzat de oricine, numai de procurori, că sunt abuzuri în țara asta, slavă Domnului, du-te și sesizează organul care se ocupă cu asta. Și așteaptă câțiva ani până când o să răspundă. Da, dar altfel asta se va întâmpla tot timpul. Cine să se ocupe dacă organele care, odată sesizate, ar trebui să facă lumină în lucrurile astea, nu sunt sesizate? Maestră Andon, mai e o chestiune pe care n-am înțeles-o, pentru că știm cu toții că doamna Chioveși este extrem, extrem de grijulie cu apariția publică. Apropo, doamna Chioveși, acum undeva la ONU, ține un discurs pe teme de anticorupție. Mă așteptam ca doamna Chioveși să-l suspende imediat din funcție sau să-l demită din funcție pe domnul Onea. Însă i-a lăsat domnului Onea această ieșire onorabilă, și anume demisia. De ce l-a făcut acest gest până la urmă de curtoazie față de domnul Onea? Toată politețea față de dumneavoastră, dar sunteți o visătoare. Așa, ca romantică, vă iubesc și mai mult, dar din punct de vedere al prognozei,
Nici nu știu din ce ați extras-o, mai ales că doamnele de obicei mai intuiesc mai bine personalitățile. Pe această femeie încăpățânată, îndopată cu orgoliu ca un caltaboș țapăn, susținută din afară și din reprezentanții din interior al celor din afară până nu s-a mai poate, în viața vieților ei, nici de acum încolo, nu o să recunoască că e ceva greșit sau că s-a făcut ceva rău sub ea. Așa că speranța noastră e nu știu cum. Dar eu, fără să repet truisme legate de mizeria din sistemul judiciar, cu tot respectul și față de domnul Vâlceanu, și nu la dumnealui mă adresez în mod special, ci tuturor celor de o parte sau de alta care intervin cu asemenea argumente. Păi câtă vreme, degeaba vorbim de răspundere, degeaba vorbim de abuz, degeaba vorbim de tragerea la răspundere și de plata despăgubirilor, câtă vreme noi în societate, din jurul sistemului judiciar, se găsește totdeauna cineva, acum PNL-ul, altădată alții, și cu talent retoric și, mă rog, cu o oarecare farmec al vorbelor, ne va explica că, de fapt, adevărul e alta, adică atunci când societatea în ansamblu ei, de orice orientare, nu se crispează așa ca atunci când te arde ceva la mână, o oală fierbinte, nu se crispează la primul semn de abuz, și nu mai vorbesc, sistemul în care face parte cel care comite abuzul nu reacționează imediat, dar societatea nu se oripilează. Ăsta e termenul, așa va fi peste decenii. Se va găsi o altă doamnă Chioveși, alți manipulatori ai ei, alți înși care să folosească justiția drept de la box care să pune în mână. Vedeți și legea asta răspunderii magistraților. Dacă iese, scoateți lumea în stradă. Această lege a răspunderii magistraților trebuie, iar în legile justiției, care v-am spus că 90% sunt ok, sunt corecte, este acea secție atașată parchetului general care se ocupe de aceste abuzuri. Altfel, suntem în aceeași ciorbă. A făcut Ponta plângere la CSM și v-am explicat cine e și în CSM și la Inspecția Judiciară. Vom vedea. Bun, ok, trebuie să fim corecți, doar corecți. Nu trebuie să mergem nici pe punctaj de partid. Eu vă spun că am mai văzut de abuzurile care au fost supuși politicieni, rețineți, politicieni, dar și oameni simpli. Am văzut și procurori și judecători anchetați și găsiți vinovați. Că era beat la volan. Pentru ce ați văzut? Ia spuneți-mi, vă rog, de tot. Ia spuneți-mi unul în afară că a fost la beat pe volan pe Chisălev. Nu știu. Eu mă mir că nu l-au scăpat. Că nu am întrebat, individual cine să ia. Dar vă spun că, de exemplu, când am discutat în Comisia Juridică despre... Am fost la discuția asta în Comisia Juridică. Despre această secție nouă, mi s-a spus, domne, nu există o nevoie socială de a înființa o secție pentru judecători sau procurori. Sunt la publicitate și trebuie să fie. Domnilor și domnilor, imediat revenim cu stenograme incendiare din ședința PNL. A fost o ședință cu țipete. Deci... Bine ați revenit la Ultima Oră, ședință cu scandal la PNL. Totul a plecat de la plângerea penală împotriva prim-ministrului Viorica Dăncilă, plângere penală formulată de către Ludovic Orban. Aniela Nine are toate informațiile. Aniela, bună seara! Bun găsit tuturor! Aproape două ore au discutat cei din Partidul Național Liberal din conducerea partidului cu președintele lor, cu Ludovic Orban, după demersul acestuia de a depune acea plângere penală. Au fost împărțiți în două tabere cei din PNL. Pe de o parte, unii dintre ei l-au criticat dur pe Ludovic Orban pentru demersul pe care l-au făcut. Îi spuneau simplu că nu se poate să se facă departajare între Ludovic Orban, persoana fizică, și Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal, și că acel demers pe care l-a făcut aduce prejudicii de imagine și Partidului Național Liberal. S-a mers până într-acolo încât unul dintre liderii PNL i-a cerut lui Ludovic Orban să retragă acea plângere penală, pentru că spuneau ei, acestea nu sunt mijloace democratice pe care să le folosească în bătălia politică. Însă, evident, a existat și tabăra care l-a apărat pe Ludovic Orban de criticile celorlalți, care l-a susținut pe Ludovic Orban, inclusiv cerând un vot de susținere din partea întregii conducerea partidului pentru acest demers al lui Ludovic Orban.
Orban și chiar Ludovic Orban a avut o poziție fermă în fața criticilor primite. Le spunea colegilor că ceea ce a făcut el este o acțiune curajoasă, este singurul politician care a depus o astfel de plângere penală în contextul în care se lăuda că a mai depus o plângere penală și împotriva lui Adrian Năstase când acesta era premier și regreta că nu apucase să-i facă una la fel și lui Nicolae Văcăroiu în perioada acestuia de conducere politică. În cele din urmă, cele două tabere s-au înfruntat la vot, a decis majoritatea, 23 de voturi pentru susținerea acestui demers al lui Ludovic Orban, 3 voturi împotrivă de la 3 grei din PNL, Marian Petrache, Iulian Dumitrescu și Gigel Știrbu și de asemenea 3 abținere. În unanimitate însă, liberalii au decis să depună moțiunea de cenzură, au format echipa de negociere, vor începe discuțiile pentru această moțiune de cenzură. Mulțumesc foarte mult, Daniela. Domnule Vâlceanu, domnule, dacă nici măcar proprii lideri ai partidului nu i-a convins domnul Orban, pe cine o să convingă? 23 la 3 împotrivă nu i-a convins? Nu i-a convins. Bine, domnule. Faptul că încă se puneau discuții de genul... Domnule, nu așa să dă jos un guvern, spuneți că a fost o efuziune totală, adică și imaginez, toată lumea era în adulație, adică până aici. Mai povârșitor decât votul ăsta, nu știu ce, unanimitatea e specifică PSD și comuniștilor, în rest nu prevedeți partide în România care să ia decizii unanimitate. Dar vreau să vă spun că acest vot eu l-am propus și o să vă și spun de ce. Pentru că am văzut foarte multe emisiuni televizate în ultimele două zile, prin care folosindu-se de diversi colegi, se dorea scoaterea în evidență unei lipse de a sprijinului pe care președintele partidului l-ar avea în demersul pe care l-a făcut. Și atunci a fost necesar să dăm un semnal, să se vadă oamenii în general că președintele partidului este susținut și membrii biroului executiv național susțin demersul ăsta. Pentru că, doamna Ruse, politica nu se face cu plângeri penale, dar nici cu posibile infracțiuni. Aici nu vorbim de politică. Vorbim de posibile infracțiuni. Iar domnul Orban, cetățeanul Orban, a făcut o sesizare la parchet. Domnul Orban nu dorește să dea jos guvernul. Dorește ca cine, dacă se vrește o infracțiune, să răspundă. Cu zgomotul de rigoare, domnul Vâlceanu. Zgomotul de rigoare. Cu clopoței sunând în coada șarpelui. De ce? Cu zgomot, dacă a făcut-o numai din răbufnire civică, așa. Și eu sunt indignat de mutarea diplomatică a PSD-ului. Nu a făcut publică, a celor doi, nu a partidului. Nu a făcut publică această sesizare. Ei, na. Nu. Și de unde s-a aflat? Pe surse? Nu știu. Asta trebuie. I-a plăcut ce nu s-a pomenit. Acum, sincer, cu această deci chestie... Vreau să vă spun că asta e foarte clar. Nu a vrut să facă publică această sesizare și a și răspuns direct în acea zi. Nu voi face publică sesizare. Domnul, a, conținutul ei, dar faptul... Faptul că atare... Haideți, domnul Cristescu, să atare... până să-l ziceți ceva. V-ați penibilizat cu această chestie. PNL-ul nu-i face bine acest lucru. Acum, în momentul ăsta, pe tot ce... Nu mă împic. Pe tot ce face PSD-ul, a trebuit să fie 60%. Concluzia este o slugă, a făcut o plângere penală al de slugi. Nu vreau să girăm. Vinerea Crețulescu, exclusivitatea momentului, martorul care confirmă abuzurile DNA, dar și o intervenție a ministrului muncii care îi va răspunde lui Klaus Iohannis în scandalul banilor. Rămâneți cu noi în continuare.